Bună tuturor, Cătălina sunt, sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vom discuta despre ce să faci de sărbător pentru a nu te simți singur, asta dacă nu ești într-o relație de cuplu. Înainte de a începe, dacă consider că acest conținut este necesar să ajungă și la alte persoane, nu uita să-i dai un share, iar pentru ședințe de consiliere vă las link cu adresa de e-mail în descriere. Așadar, ce facem de sărbători dacă nu suntem într-o relație pentru a nu ne simți singuri, pentru a nu fi deprimați, că toată lumea se distrează, că toată lumea are ce face, iar noi suntem singuri, sunt casă și nu avem cum să ne petrecem timpul într-un mod, într-un mod plăcut, să zic așa. Foarte multe persoane în momentul în care sunt singure, mai ales de sărbători, au tendința să intre într-un soi de depresie. Asta pentru că, doar dacă te uiți pe Facebook sau pe orice rețea de socializare, vezi că toată lumea se pozează cu familia, cu masa de Crăciun, cu cadourile pe care le-au le primit, cu vacanțele în care au plecat. Iar tu, dacă ești singur, ai tendința să. Ți se pare că stă lumea în loc pentru tine, și că toți ceilalți sunt ocupați. Așadar, ce poți face? pentru a nu intra în această stare sau dacă ai intrat deja în această stare, pentru a ieși din ea. În primul rând este foarte important să îți faci un plan cum vrei tu să petreci sărbătorile. În cazul în care ai prieteni, poți merge cu gașca ta de prieteni în vacanță la munte, știu eu, două, trei zile, un weekend la munte de sărbători este super plăcut, te și distrezi și petreci timpul într-un mod plăcut cu prietenii, totul este ok și nu simți că nu ești și tu într-o relație ca restul lumii, să zic așa. În schimb, dacă nu ai un grup de prieteni cu care să petreci această perioadă, te sfătuiesc să-ți faci un plan astfel încât să nu simți că stă timpul în loc. Pur și simplu, fă nu știu, un playlist cu filmele pe care vrei să le vezi de sărbători. Sunt suficient de multe și ai de unde alege. Poate vrei să citești, poate vrei să, nu știu, să te plimbi, poate vrei să faci voluntariat. Nu știu, sunt atât de multe centre de animale care au nevoie de uh, ajutor în perioada Sărbătorilor, pentru că știu eu personalul lucrează și de ce nu, dacă nu ai ce face, poți da o mână de ajutor. Poți merge la centrele pentru copii, la centrele pentru bătrâni, pentru a face voluntariat în această perioadă și îți garantez că vei petrece timpul într-un mod plăcut, poate vei afla povești noi de viață și poate totodată îți vei uh, ridica moralul pentru că ai contribuit, ai dat și tu ceva înapoi în această perioadă. Dacă nici asta nu ți se pare o idee bună, cred că poți citi din lucrurile pe care le-ai lăsat în urmă. Știu eu că sigur toți avem cărți pe care le-am cumpărat și pe care nu am apucat să le citim. Dacă nici asta nu ți se pare o idee care să îți surâdă, cred că poți petrece sărbătorile de iarnă cu familia. Uh. Este în regulă. De obicei te întreabă bunicii la masa de Crăciun de ce nu mai ești cu fată sau cu băiatul de anul trecut, de ce te-ai despărțit, de ce ești singur, când te căsătorești, când faci nepoți. Dar dacă treci peste această etapă, ai șanse să petreci sărbătorile într-un mod plăcut în cadrul familiei. Unde totodată te simți ca acasă pentru că nu este persoană căreia mama să nu-i facă sarmale de Crăciun cârnați și alte lucruri. În cazul în care sunteți vegani, lucrurile stau un pic mai așa, dar vă luați mâncare la pachetă. Așadar, dacă nu vrei să stai singur de sărbători, sunt atât de multe lucruri pe care le poți face, astfel încât să nu simți greutatea aceasta în momentul în care toată lumea este cu partenerul sau partenera și doar tu ești singur sau singură. Ești cu prietenii, mergi la familie, fă voluntariat, plimbă-te, citește cărțile pe care le-ai lăsat în urmă, uită-te la filme, ascultă muzică faină, poți să faci o grămadă de lucruri astfel încât să nu simți că timpul trece pe lângă tine. Sper ca sfaturile pe care ți le-am oferit să-ți fie de folos. Sper să ai idei pentru a-ți petrece sărbătorile de iarnă chiar dacă ești singur. Sper să te ajute să nu te deprim, să nu ai senzația că toată lumea face ceva și doar tu ești singurul care pierde timpul. Până data viitoare, sper să petreci sărbătorile de iarnă într-un mod plăcut, sper să te ajute și sper ca noul an care vine să vină cu mult mai multă energie și cu mult mai multă pozitivitate, să zic așa. Papa, pa, Caterina a fost!